Cât au costat pe final și câți bani ne-a dat guvernul și cât am pus noi? La 5. A dumneavoastră nu mergeți? Târziu. Adică, trebuie să vă bagăți cu el. Da, ne aflăm în satul Sticlăria, unde în 2007 am început construcția unei grădinițe pe un proiect guvernamental. Erau la putere guvernul Tăriceanu atunci. Ne-au alocat în primă fază o sumă de 2 miliarde de 600 de milioane vechi, apoi încă 1 miliard 200 de milioane și după venirea noului guvern Boc nu ne-a mai alocat niciun ban. Trebuia să stăm cu construcția undeva pe la nivelul geamurilor, fără acoperiș și așa mai departe. Atunci am găsit înțelegeri în cadrul Consiliului Local să alocăm bani din fondurile proprii până la terminarea lucrării. Astfel, în 2011, în septembrie, am terminat grădinița, am dat-o în folosință, copiii au venit și au început noul an școlar aici. Aici funcționează 3 grupe de grădinițe și clasele a 1, clasa 1A și clasa 1AB. Suntem mulțumiți pentru că am reușit să realizăm acest lucru, deoarece copiii sunt viitorul nostru și trebuie să le creăm condiții foarte bune pentru ca să învețe. În viitor foarte apropiat vom amenaja în spatele grădiniței un parc de joacă pentru copii. Deja obiectele sunt achiziționate de la sfârșitul anului trecut. Acum amenajăm terenul și cred că într-o săptămână, două maxim, va funcționa și parcul de joacă pentru copii. În total învață în acest corp de grădiniță un număr de 128 de copii.